Bună ziua, bine v-am găsit din nou pe canalul meu de YouTube, Pelmoș Vasi. Astăzi vreau să vorbim despre diferența dintre stadion, să alergi și să faci sport, și diferența de a merge la sală. Și dacă vreți, spun pentru că am făcut sală și am fost și pe stadion. Și vreau să spun că am fost pe stadion 3 ani de zile, veneam în fiecare zi aproape, pentru că îmi plăcea să fac sport și să alerg. Unul dintre lucrurile foarte importante când am început să mă apuc de sport, după ce m-am lăsat de fotbal și am început că e să iau în greutate, m-am hotărât să fac sport. Și un lucru care m-am hotărât, am zis să vin să fac sport pe stadion, ca să slăbesc. Alergam foarte mult, chiar și 10-15 ture de teren, dar mi-am dat seama că nu. După 3 ani de zile mi-am dat seama că nu. După aia am zis să merg la sală și am mers la sală și la sală am văzut rezultatele. Și de aceea zic, dacă vreți să slăbiți, vă recomand sala. Am învățat și asta am învățat, recunosc, de la sportivii de performanță care alergau și efectiv uneori îi priveam să văd cum pășesc, cum respiră și cum... Bineînțeles că m-am și studiat din cărți sau alte chestii de genul ăsta. Internetul este în floare, așa că fiecare poate să aleagă să documenteze uneori. Bun, cam asta a fost vlogul meu, am vorbit puțin despre diferența dintre sală și diferența dintre alerga pe teren sau oriunde, da? Și faptul de ce te slăbește cel mai mult. Deci sala slăbește cel mai mult. Eu am văzut la mine și sunt sigur de chestia asta. Nu uitați, dacă v-a plăcut videoul meu, vă rog să vă abonați pe canalul meu și cine știe, vă rog să distribuiți, poate crește. Și înainte de plecare vă mai fac un acesta este stadionul. La revedere!